Tata, aveți un minut să-mi spuneți dacă v-a ieșit pe internet, pe oriunde vă uitați voi, Facebook, Instagram, TikTok, dacă v-a ieșit rețeta aia cu ou congelat. Adică să-l bași la congelator crud, după aia să îl scoți la congelator, să-l tai feluțe și să faci mini ochiuri. Vreau să știu câți dintre voi știți de ea. Pentru că în vită de astăzi, asta voi face eu. Vreau să pun la încercare cum stă situația în privința asta. Deci m-a făcut atât de curioasă treaba asta, încât am adus un nou lângă mine, îl băgăm la congelator, lăsăm acolo până congelează, evident, iar după îl scoatem, îl tăiem feliuțe și îl punem la prăjit să facem mini wok-uri. Deci, haideți să înceapă nebunia în bucătăria Elenei. Bun, am ținut oul o noapte întreagă și toată dimineața, adică o zi jumătate, la congelator. Îl vedeți că-i spart aici. Bun, acum încerc să-l curăț, ca mai apoi să-l tai. Bine, asta dacă reușesc să-l curăț, că după cum vedeți, nu se curăță. Hai să-l încălzesc puțin, cel puțin coaja să-i încălzesc ca să îl pot curăța de coajă. Cred că cel mai bine am să-l bag sub jetul de apă fierbinte ca să îl pot curăța. Le-am băgat sub jetul de apă fierbinte la robinet și acum, ia uite ce repede se curăță. Bineînțeles că acum trebuie să umblu repede cu el, că se descongelează și trebuie să-l și-l tai. Nu știu cum o să-l tai eu, dar mă rog, încercăm. Ia uite-l cum arată. Ok, îl pun pe tocător și hai să vedem ce reușim. Feliuțe de ou, cum am văzut și eu pe internet că face lumea. He, uitați-l ce frumos arată. E ușor dificil de tăiat oul așa congelat. Așa arată feliuțele. Imediat le punem în tigaie să le prăjim. Am pus o tigaie la încins, iau feliuțele de ou și le pun la prăjit și sunt curioasă să văd ce o să iasă. Deci dacă ies mini ochiuri în perfect stadiu, am înnebunit. Deci uitați-vă puțin la ele, ce frumos se fac! Sunt super drăguțe! Toate ca toate, dar eu am să le întorc și pe partea cealaltă, să se facă bine și pe o parte și pe alta, dar trebuie să vă mărturisesc că sunt adorabile, pur și simplu, astea două s-au lipit între ele. Ei, dragilor, cam așa arată mini ouăle, deci am înnebunit aici lângă ele. Sunt super adorabile, pe astea le-am întors eu pe o parte și pe alta ca să se facă bine. Pe astea nu le-am ținut mult pe o parte și pe alta, vedeți, aici sunt făcute bine. Aici l-am lăsat foarte puțin, dacă vă plac mai suculentele, puteți lăsa doar pe o parte și se fac super bine. Trebuie să vă mărturisesc că trucul funcționează și îmi place foarte, foarte mult, mai ales pentru aceia dintre voi care aveți copii. Mi se par super adorabile mini ochiurile. Deci chiar delicios. Delicios, delicios. Mă gândeam că ținutul ăsta la congelator îi va schimba gustul oului. Mă scuzați că vorbesc cu gura plină. Dar nu. Absolut deloc. Are același gust ca un ou proaspăt făcut ochi. Foarte bun. Nota 10 de la mine pentru trucul ăsta.